Două licee din județul Suceava au înregistrat promovabilitate zero la bacul din vară. Este vorba despre Liceul Tehnologic din Marginea și Liceul Tehnologic Moldova din municipiul Suceava. După o zi de la afișarea rezultatelor pe site-ul Ministerului Educației, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Cristian Cuciurean, a anunțat că, deoarece niciunul dintre absolvenții de clasa a 12-a nu a luat examenul în acest an, Liceul Tehnologic din Marginea va primi pentru anul școlar 2019-2020 doar clase pentru profesională. Anul acesta, 14 absolvenți de la Marginea s-au înscris la examen, 11 nu l-au luat, iar 3 au lipsit. În luarea deciziei a contat și faptul că, și în 2018, rata de promovare a fost tot zero. În ceea ce privește Liceul Tehnologic Moldova din Suceava, Cristian Cuciurean a declarat că încă este analizată situația. De la Liceul Moldova s-au înscris 5 elevi la BAC, unul a absentat, iar 4 au picat examenul.